Înscrierile la clasa pregătitoare au început luni, iar până astăzi, sute de părinți din Râmnicu-Sărat au trecut pragul școlilor. În general, aceștia și-au înscris copiii la unitățile de învățământ de care aparțin. Părinții spun că în momentul în care au făcut alegerea, au ținut seama de mai multe criterii. Deja am înscris-o la școala numărul 5, la program prelungit, și am ținut cont în primul rând de faptul că îmi poate permite să stea peste program aici, să-și facă temele aici, aici va mânca, aici va dormi. Am înscris deja, sper să ne descurcăm de la toamnă. Înscriși deja la școală, cei mici abia așteaptă să înceapă anul școlar să-și cunoască noii colegi. Crezi că va fi la școală mai greu sau mai ușor decât la grădiniță? Mai greu. Dar o să-ți placă? Da. Că mi-mi place la școală. Da? Vrei să-ți cunoști colegii noi și cu doamna învățătoare? La fiindcă îmi place la școală. Ce crezi tu că o să înveți la școală și o să-ți placă cel mai mult? Că învăț. Că citesc. La școlile gimnaziale Vasile Cristoforeanu și numărul 1, unde vor funcționa câte 4 sau 5 clase pregătitoare, s-au ocupat deja peste 70% din locuri. Sunt înscriși aproximativ 65-70 de copii până în acest moment. Îi așteptăm pe toți cei care doresc să se înscrie la școala gimnazială Vasile Cristoforeanu în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 8 dimineața până la ora 8 seara. Și la școlile mai mici din